Când nu poți să te rogi? Când nu îți vine să te rogi. Foarte bine, nota 10. Cine își mai amintește un gând sau o concluzie, o idee legată de lecția de aseară? Ia să vedem. Tu. Cum te cheamă? Da, spune și cum te cheamă. Cristi? Când Dumnezeu tace? Când Dumnezeu tace a fost cu două serii înainte. Dar îți amintești o idee, o idee sau un gând cu care ai rămas de aseară? Ia să vedem. Cine își amintește? Oh, văd deja două mâini ridicate. Ia să vedem. Ștefan? Dacă iei o frunză și o pui în pământ, crește-i. Sau dacă faci, dacă pui... Dacă pui frunza în casă, nu mai crește. Foarte bine. Că Dumnezeu e cel mai puternic, cel mai bogat prieten al nostru. Foarte bine. Bravo, băieți. Felicitări. Cine știe cum obișnuim să începem? Am zis noi că obișnuim să începem cu ceva anume. Cu două cântece, da? Care sunt cântecele respective? Ia să vedem. Roagă-te dimineața. Roagă-te dimineața și al doilea cântec? Ia să vedem pe cine punem noi să spună. Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste. Bun, începem cu roagă-te dimineața și după aceea continuăm cu Dumnezeu e dragoste, da? Bine. Thank you.
Amin. Să știți că se aude din ce în ce mai bine, se vede că ușor, ușor ați învățat ambele melodii și vreau să vă felicit pentru asta. Noi, pe lângă melodiile pe care le cântăm, mai obișnuim să facem ceva la început. Să ne rugăm, perfect. Invit lângă mine două persoane, nu o să numesc eu. Știu că în ultima săptămână, săptămâna asta, am învățat să ne rugăm, ne-am rugat și singuri, așa că nu aveți scuze. De aceea vă invit două persoane prin ridicare de mână. Haide, vino alături de mine. Cum este că te cheamă? Mario. Mario. Mario este primul curajos. Încă un tânăr. Așa curajos ca Mario. Sau o tânără. Sau o tânără. Hai să vedem. Deci nu trebuie să vă fie rușine. Ați văzut că Horatiu, aseară, s-a rugat tatăl nostru. Hector, îmi cer scuze. Hai. Cine vrea să se roage? Hai, Lucas. Tată bun care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai adus din nou în locașul tău, să fii cu acești copii din această sală, să ai grijă de problemele lor și de familiile lor, să fii și cu noi, să ne binecuvintezi. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută-ne pe noi care suntem în această adunare, să fim sănătoși și să fie și cei care sunt pe străzi. Amin. Amin. Vă mulțumesc, băieți. Felicitări. Acum urmează partea principală din seara aceasta și îl invit aici în față pe fratele pastor pentru prelegerea din seara aceasta. Mă bucur să fiu cu voi. Îmi pare rău că n-am știut cum să mă îmbrac în seara asta. Trebuia să vin și eu cu hanorac, fără cravată, dar dacă e cazul, dau cravata jos. Vă simțiți mai bine să o dau jos? Da. Lasă-l aici. Vorbesc aici, da. Vreți să dau cravata jos? Da. Cum vreți voi? Nu. Dacă vreți, să dau jos. Nu. Nu, da. Am iar și o cravată roșie, să fiu mai tineră, așa, mai aproape de voi, știi? Ia să văd cine este cel mai tânăr aici. Cel mai tânăr? Hector. Hector, ce clasă ești? Clasa 0? Da. Bravo, felicitări. Clasa pregătitoare. E unul mai mic decât Hector? Eu. Ce clasă ești? Cu el? A, probabil că ești mai mică. Mai mare ca vârstă, nu? Bravo. Bun. Deci, mă bucur tare mult că avem un băiețel și o fetiță de 7 anișori, da? 6 ani jumate. Bravo! E, aproape 7. Bun. Cine are 70 de ani? Mâna sus. Nu avem 70 de ani, nu? Bun. Hai să vedem dintre voi cine e clasa 12-a. Cine e la facultate? Ei, probabil că studenții au altă oră de rugăciune în alt context, e cu amicusul, da? Cine e la liceu? Cine e de gimnaziu, mâna sus? Ei, bun. Măi, v-am întrebat ca să știu cum să abordez subiectul din seara aceasta. Am vorbit cu câțiva dintre prietenii mei, pe unul îl cheamă Filip, pe unul Max și cred că Sasha. Și mai știu câteva nume. Dar o să reușesc să-i învăț pe toți. Ascultați un minut. Sasha mi-a zis că îi place istoria. Lui Filip îi place matematica.
Și mai e un băiețel, Max, care a zis că îi place tot istoria. Hai să văd cui îi place geografia. Mie. Bun, felicitări. Spuneți dacă ați auzit de Țara Munților Înalți. Și care este cel mai înalt munte? Care este? Everest. Everest, felicitări. Cine poate să-mi spună și ce înălțime are? E mai mult de 8.000. Hai, 8.800? 48, dacă vă uitați mai nou, în unele locuri găsiți, 1.849. Da, e ok, e foarte bine, felicitări. Înseamnă că ați studiat geografia, nu? Sau vă place? Dragii mei, am să vă spun o întâmplare adevărată, cum răspunde Dumnezeu la rugăciune. În Țara Munților Înalți, unde oamenii au fel de fel de religii și fel de fel de zei, au de la statuete micuțe așa, da? La statuete mai mari și oamenii se închină. Sunt oameni în casă care au câte 30, 40, mai mulți zei în funcție de bogăția lor și de credințele lor. Dar ce este interesant, că în țara aceea, ca și în Turcia și în anumite zone musulmane, sunt bărbați care au mai multe soții. Știți ce înseamnă asta? Mai multe femei. Într-o casă de felul acesta cu mai multe femei, un bărbat era supărat la culme pentru că una din soțiile lui, pe care o iubea foarte mult, ținea foarte mult, și era cea mai credincioasă și cea mai ascultătoare dintre toate, citea pe o carte neagră. Ca asta care o am eu, și o vedea deseori stând în genunchi și se ruga, dar în fața ei nu era niciun zeu. Și azi așa, mâine așa, tot o vedea, zice, ce Dumnezeu e ăsta, că noi avem pe aia, dar tu la ce Dumnezeu? Și a spus, dacă te mai văd odată așa, să știi că mă supăr rău și eu plec de acasă. Și femeia nu putea, pentru că voi ați văzut, am avut într-o seară din aceste întâlniri, de ce să mă rog lui Dumnezeu? Ia spuneți mie, dacă eu aș scoate un pește din apă și l-aș lăsa pe mal, cât ar putea să trăiască peștele acesta? 40. Cât? 40. Poate un pic mai mult. Până vine o vulpică să-l ia sau o pisicuță. Ei, dar unde e mediul lui? Unde trăiește el? În apă. Da? Noi de ce ne rugăm? Voi respirați? Puteți să vă țineți respirația cât timp? Două, trei. Da, ați încercat vreodată să introduceți capul în apă să vedeți cât puteți să rezistați? Da. Cât? Da. Ei, copii și tineri, rugăciunea este respirația sufletului. Și cum nu poți să stai fără să respiri, la fel nu poți să existi dacă nu te rogi. Dar ne întoarcem la bărbatul acela din Țara Munților Înalți. Câți metri are Everestul? Mai gândiți-vă. Și la sfârșit o să-mi spuneți. 1849. 48, hai ca să fim în contextul în care mi-a spus frate. Ascultați, într-o zi omul nostru s-a supărat și a zis plec de acasă. Și a plecat de acasă și a încuiat camera lui, că avea camera lui, unde avea aur, avea bogății și bani, a încuiat și a băgat cheița în buzunar, a trecut printr-o portiță și într-o grădină, într-o livadă mare, cu bananie, cu mango, cu kiwi, fel de fel de pom. Știți? Și după ce a trecut, el a zis, da, de ce? El se ducea la un prieten care stătea departe de munți, peste o vale, ce de ce se iau cheia la mine, dacă o pierd? Și a intrat din nou, a trecut prin livada de pomi fructiferi, kiwi, mango, banane, portocale, mandarine, tot felul de pomi exotici, care mai de care, rodii, și s-a întors și îi spune soției lui, fii atentă, eu las cheia asta aici și a pus-o într-un loc, în spatele casei, undeva, doar tu știi de ea și tu să ai grijă de ea. Și a pus-o acolo. Numai că
În momentul ăsta, femeia, soția lui s-a dus la treabă, își vedea de treabă în gospodărie, în grădină, ce avea de făcut. S-a gândit, băi, dar de ce să-i las eu? Eu plec de acasă, îi las și banii și casa cu totul. Cine știe ce face ea cu cea mea în casă? Se întoarce repede prin livada de pom fructiferi, își ia cheița în buzunar și pleacă. Soția lui nu l-a văzut că a luat cheia și n-a văzut că s-a întors. Și a trecut departe, într-o vale, acolo era o stâncă mare, mare de tot și omul a zis, nu iau cheia cu mine, că la prietenul la care ajung o să fac băută și chef mare și a băgat cheia sub o stâncă. Stânca era mare și n-avea cum să nu o găsească. Știa, era singurul reper din valea aceea unde găsea cheia. S-a dus la prietenul lui ca să scurtez. A stat o seară, l-a zis, bine ai venit, a alergat repede prin curte după niște orătănii, știți voi. O găină, un curcan, a venit prietenul și au făcut chef. A stat o zi, a stat două, a stat trei și la urmă a zis, băi, dar stai puțin. Dar trebuie să ajung acasă. Că oricât aș fi aici, tot nu-i bine ca acasă. Și prietenul a zis, dar mai stai, dar ce te grăbești, că ai acasă femeile care ți-au grijă de gospodărie, mai stai și tu să... Și omul a mai zis, plec. Numai că, în momentul în care a ajuns în vale, să vadă stânca aceea și lângă stâncă era un copac înalt, se uită și stânca nu era nicăieri, nici copacul. Ce s-a întâmplat? A venit un șuvoi mare de ape, o furtună teribilă cu ploi torențiale și stânca aceea și cu pomul a dispărut. Om a zis, nu-i nimic, mă duc acasă și o întreb pe nevastă unde e cheia. Și dacă nevasta nu o să-mi arate cheia și nu o să-mi dea cheia, să vezi ce bătaie dau. Voi ați mai auzit familii unde se întâmplă așa ceva, distracții de-astea în ghilimele, știți, cu bătaie și cu... Și dau o bătută cum n-am mai văzut în viața ei. Și omul nostru vine, se apropie de casă, a trecut prin livada de pom fructifer. Vă mai aduceți aminte ce pom era acolo? Ce fructe ați mâncat voi din astea? Mango, kiwi, banane, da, portocale, avocado, rodi. A deschis portița și când a făcut scârț, soția a simțit, l-a auzit și a zis, bine ai venit bărbat. He, zice, bine, bine, dar vreau să văd unde e cheia. Și soția lui, cea credincioasă, cea care se ruga la Dumnezeu, i-a zis, cheia este la locul ei. Și bărbatul zice, cum așa? Vreau să o văd. Sunt curios. Nu se poate el. Ba da. Și se duce cu el la locul unde lăsase el cheia. El mergea mai încet pentru că nu era sigur că o să fie cheia acolo. Și soția lui îi spune, uite dragă, uite cheia. El când a văzut cheia, a rămas încremenit. Și a zis, nu se poate. Cum așa? Și ce bărbate să spun? M-am gândit eu că nu o să stai prea mult acolo unde ai fost la prietenul tău și am avut eu așa un feeling, cum spunem noi românii noștri, știți, așa mai. Zice, am avut un simțământ că tu ai să te întorci. Și m-am dus să-ți pregătesc, m-am luat piață, să-ți pregătesc mâncarea care îți place ție. Și bărbate, am cumpărat cel mai mare pește de pe piață. Dar să știi că din când în când mă duceam să văd dacă e cheia la loc și acum m-am dus când știam că vii și am văzut că nu e cheia acolo. Și m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă să găsesc cheia. Doamne, nu știu ce să fac, vine bărbatul meu și mi-a dat în încredințare cheia. Și bărbate, m-am dus la piață, am cumpărat cel mai mare pește și când am tăiat peștele să-l pregătesc, am găsit în pântecele lui cheia asta. Dumnezeu meu cel mare și puternic mi-a ascultat rugăciunea și mi-a adus cheia înapoi. Din momentul acela, bărbatul n-a mai certat-o când a văzut-o că se roagă. Din ocazia aceea, chiar el o încuraja și zicea, roagă-te. Eu știu pe un băiat, voi credeți că Dumnezeu poate să facă astfel de minuni? Chiar imposibilul. Eu știu pe un bărbat care este notar
Și când are câte o problemă, îi spune lui nevasta, ia mai spune tu câteva rugăciuni din alea, că Dumnezeul tău te ascultă, că Dumnezeul tău răspunde. Și îi spune acestui notar, dar de ce nu te rogi tu? Voi l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Voi v-ați rugat vreodată ceva ce vi se părea imposibil de rezolvat și Dumnezeu v-a rezolvat? Hai să vedem câteva momente sau ocazii din viața voastră când Dumnezeu v-a răspuns. Haideți! Cine are curajul? Cine îți face viața? Te rog! Ce să-ți ia? Trotinetă! Mare lucru! E și electrică, nu? Acum roagă-te la Dumnezeu să nu faci accidente cu ea, nu? N-ai făcut. Bun. Foarte bine. Ia zi. Și ai luat notă bună la testul la mate? FB? Felicitări. Bravo. Ia spune. N-ai învățat nimic? O, e grav. Să pui mâna să înveți? Da? Pentru că Dumnezeu nu face ce poți tu să faci, ce putem face noi. El face ce este peste măsură. Ați văzut cum a fost cu cheia? Ia spune. Și ți l-a adus. Felicitări! E bine, hai să vedem și aici. Cine poate să ne spună cum i-a răspuns Dumnezeu la rugăciune? Incredibilă! Subiectul din seara aceasta, știți unde se află? Aici. 1 Tesaloniceni 5. Și spune așa. O să-l citesc pentru voi și am să vă întreb pe voi cum înțelegeți voi și cum aplicați lucrul acesta. Dragii mei, trebuie să știți un lucru. Rugăciunea nu este teorie. Rugăciunea nu este ceva mistic, spui trei propoziții și gata, îți răspunde Dumnezeu. Rugăciunea este o conversație tainică cu Dumnezeu. Este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca unui prieten și unui prieten îi spui tot. Știi ce îmi spuneam eu odată un tătic? Era foarte supărat, era foarte necăjit. Știți de ce? Avea 4 copii. Și pe rând venea câte un copil și spunea, babacule, mai ai tu ceva lovele? Ce fel de lovele? Nu știu. Dar babacul înțelegea, că le știa limbajul. Zice, ce vrei să... Ceva bani, bani. Ce, dă-mi și mie niște bani. Și zice, eu îi dădeam. Dar știi ce? Nu spunea ce face cu banii, nu spunea unde se duce, când se întoarce... După aceea venea celălalt și ce sincer, mă simt rău. Nu-mi place să mă trateze copiii mei ca pe un bancomat. Nu credeți că de multe ori și noi îl tratăm pe Dumnezeu ca pe un bancomat? N-am pâine. N-am învățat la mate sau n-am învățat, Doamne, ajută-mă Tu. Hai, hocus pocus, vreau să iau FB-ul. Nu! Deci Dumnezeu rezolvă lucruri imposibil de rezolvat. Dar treaba asta cu babacule, mai știu ceva lovele, fără să spui unde te duci, fără să-i zici mersi sau mulțumesc, nu dă bine, cel puțin pentru tata. Și nici pentru noi, ca și copiii lui, da? Ia uite ce spune pasajul biblic, dacă băieții pot să ne-l afișeze, hai să-l citim. 1 Tesaloniceni 5, versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna. Fiți atenți. Țineți cont. Ce înseamnă bucurați-vă întotdeauna? 17. Rugați-vă neîncetat. Și 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Hai să văd cine dintre voi s-a bucurat că și-a luxat piciorul sau și-a rupt piciorul. Serios? Da. Hai, spune-ne, concret. Păi, așa am hotărât să mă botez. Am avut o fractură la degetul mic și...
Aia e doar la un deget mic. Slavă Domnului! Ei, mă bucur. Hai să văd cine s-a bucurat că și-a pierdut actele. Hai! Știi ce îmi spunea o soră? Venea din oraș, se ducea acasă și a oprit, nu știu, în parcare pentru ceva anume și la un moment dat o mașină, au venit niște indivizi, a umblat pe la mașina ei și a luat geanta cu totul. S-a dus la poliție la primul post, spre casa ei și a zis, domnilor, mi-a furat geanta. Cu bani, cu carduri, cu tot și cu acte. Ce să fac? Nu știm, doamnă, de unde mașina, ce culoare avea, unde era, nimic. S-a rugat la Dumnezeu și a doua zi au sunat cei de la poliție și a zis, doamnă, veniți să vă luați actele. Veniți să vă luați geanta și banii sunt în ea. Nu știu ce s-a întâmplat cu cei care au furat geanta, dar foarte rapid i-au aruncat-o pe marginea șoselei și cineva a găsit-o și a dus-o la poliție. Hai să vedem pentru ce am putea să-i mai mulțumim lui Dumnezeu. Pentru toate lucrurile. Ia zici. Bun. Tu ai fost vreodată bolnav? Da? Ei, e mare lucru. Când ești bolnav, când te duci la doctor și doctorul dă din numeri și spune n-am ce să-ți fac, nu e bine. Eu cunosc pe cineva, personal, am poza lui, iar mi-a trimis zilele acestea, e o Biblie, e în poză cu o Biblie, așa, când eu am dat o Biblie și a venit la amvon, soția lui mi-a spus așa, mulțumim Dumnezeu că soțul meu a avut ocluzie intestinală. Știi ce înseamnă ocluzie intestinală? Nu? Liviu ne-a spus pe românești, încurcătură de mațe. A avut intestinul înnodat în 4 locuri. Și doctorul l-a operat și după ce l-a operat, i-a spus, mă, de ocluzie intestinală te-am operat eu, de restul se ocupă Dumnezeu. Soția lui, care studiase teologie ortodoxă, la facultate de teologie ortodoxă, spune, mulțumim Dumnezeu că a avut ocluzie intestinală. Că dacă nu avea, noi n-am fi știut, a fost operat de cancer de vezică, n-am fi știut că i-a necrozat, că e făcuse reconstituire de vezică. Și altfel, soțul meu ar fi avut. Pot să-i mulțumesc Dumnezeu pentru o situație de felul acesta? Acum, în seara asta, stăteam la poartă aici, la voi, până să se deschidă biserica, și am vorbit cu cineva care a avut o surpriză neplăcută, o familie. Au fost plecați de acasă 3 zile. În ultima seară, a treia, că veneau, ziua plecau, seara se întorceau, și tot. În ultima, a treia seară, înainte de a veni acasă la ora 12 noaptea, când au venit acasă, au găsit casa răvășită. Cineva, niște vizitatori nedoriți, au intrat în casă. Știți ce au făcut? Au scos și din lăzile frigorifice tot, ca să vadă dacă nu cumva bani acolo. Șifoniere, toate, genți, tot. Și eu îmi spunea, am avut Biblie, așa mi le-a scos, le-a... Dar, să vedeți care e marele secret. Locul unde aveau cei mai mulți bani era într-o bibliotecă unde urca la etaj și aveau numai cărți sfinte. Avea Biblie, avea Tragedia Veacurilor, Viața lui Iisus. Zice, noi acolo țineam banii, cei mai mulți. Și polițistul când a venit și a stat de la 2 noaptea, că am anunțat imediat poliția, până la 8 dimineața, să ia amprente, să verifice, să... și zice... Mă, nu înțelegem cum de nu s-a dus la locul ăla, că de obicei între cărți caută hoții. Și gazda spune, o familie de adventiști, am avut ocazia să-i dăm polițistului care a investigat cazul cadou o Biblie.
Zice, vă oferim o carte din cărțile acestea sfinte. Puteți să-i mulțumesc Dumnezeu că v-au prădat hoții casa? Sigur? Ați trecut pe acolo? Știți ce spunea odată un misionar? L-a întâlnit pe drum niște tâlhari și a luat toți banii. Și el zice, mulțumesc Dumnezeu că am fost prăduit, dar nu mi-a luat viața. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a luat banii, dar am hainele pe mine. Hai să vedem, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Chiar pentru toate? Zi, Orlando, un lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Oh, mare lucru. Ia să vedem. Ce înseamnă să fiți recunoscători? Avem un gând aici, vă rețin doar câteva momente. Așa ar trebui cam pe limba noastră să vedem ce înseamnă. Dar mai avem încă un lucru, rugați-vă neîncetat. Nu vă plictisiți să vă rugați mereu? Păi iar, dimineața, la masă, la prânz, seara, eu mă rog și la volan. Nu vă plictisiți? Vă întreb un lucru. Aveți prieteni cu care stați de vorbă la telefon sau pe rețele de socializare? Și cât timp stați de vorbă cu ei? Și când vin părinții și spun, hei, hai, culcați-vă că e târziu. Păi nu un pic, că mai vorbesc cu prietena mea ceva. Păi nu vă supărați. Rugăciunea este conversația cu un prieten, cu Dumnezeu. Asta înseamnă rugați-vă neîncetat. Hei, Doamne, sunt aici. Ce poți să-mi spui? Voi când vorbiți cu Dumnezeu, ce îi spuneți? Să vedem. Ce îi spunem? E cineva care nu își dorește să fie fericit? Toată lumea dorește, da? Punctul central al subiectului de astăzi este calitatea neprețuită a recunoștinței. Ce înseamnă recunoștință? Ați văzut vreodată un rege? Nu visați să vedeți un rege? Nu? Dacă vorbim despre regele Iisus? Știți că pe haina lui scrie Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Recunoștința este asemenea căi regale spre fericire. Și recunoștința înseamnă mai multe lucruri. Uimire, țineți cont, apreciere, realizarea faptului că o experiență negativă poate să aibă părțile ei bune. De-aia m-am întrebat pentru lucrurile, da? Și mai e o treabă. Recunoștința nu vede alte lucruri. Știți ce face recunoștința? Recunoștința vede lucrurile altfel. Cum au fost cei care și-au văzut casa răvășită. A zis, mulțumim Dumnezeu că ne-a spart casa, dar nu ne-a luat toți banii. Nu ne-a făcut mare dezastru. Vreau să mai trecem puțin mai departe și vă întreb dacă vă place cu adevărat să stați de vorbă cu Dumnezeu. Și când vorbiți cu Dumnezeu, ce îi spuneți? Hai, vreau și din partea asta, mai în vârstă așa, și mai tineri. Ce îi spuneți când vorbiți cu Dumnezeu, ce îi spuneți? În afară, Doamne, mi-e foame, sau Doamne, dă mâncare, ce mai spuneți? Spuneți ca
acei copii care spunea babacule, mai vreau și niște bani? Hai, voi fetele din față, când vă rugați, ce îi spuneți lui Dumnezeu? Care? Doar probleme? Dar nu-i spui, Doamne, am luat la BAC, nu m-am pregătit și am luat, nu la BAC, am luat FB? I-ai zis? I-ai mulțumit odată, vreodată lui Dumnezeu pentru o răsărit de soare? Sigur? Da? Ei, pentru ce i-ați mai mulțumit lui Dumnezeu? O să avem un timp special să stăm de vorbă pe tema asta. O să vă dau câteva bilețele și voi să-mi răspundeți la câteva din provocările din seara asta. Dar, înainte de a aborda subiectul acesta, adică punctul următor, încă un gând. E ușor să fii recunoscător lui Dumnezeu în zilele bune, dar să fii recunoscător în încurcături? Să fii recunoscător în eșecuri? În durere și când ai luat un 4 la mate? Da. A? Sau un nesatisfăcător? Ei, și când ai durere, poți să-i spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că mă doare piciorul? Nu? Păi da, am citit, zice, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum combinăm? Zice că sunt niște porunci așa greu de imaginat și greu de împlinit. Cum adică? Mulțumesc pentru toate lucrurile, rugați-vă neîncetat. Știți ce este interesant? Fiecare experiență oferită de Dumnezeu este pregătirea perfectă pentru un viitor pe care numai El îl poate vedea. Doar El îl poate vedea. Hai să vedem pentru ce ne rugăm astăzi. Care este rugăciunea zilei de astăzi? Purtați ochelari de soare? Acum nu prea, n-a fost foarte soare. Vara da, și la mare, nu? Ei, ce ar fi să vă provoc să purtați niște ochelari ai recunoștinței? Și să aveți totdeauna la ochi ochelarii aceștia cu care să vedeți, să vă întrebați, Doamne, pentru ce să-ți fiu recunoscător astăzi? Sau acum? Cum credeți că s-ar vedea ziua în acești ochelari ai recunoștinței? Cum este să ai în inima ta sămânța recunoștinței? A semănat cineva ceva în primăvara aceasta? Era un băiețel care spunea, dacă pui o frunză în pământ, face rădăcini, nu? Oi! Dar ați semănat și voi ceva așa de curiozitate la școală, la biologie, vă punea să pune niște semințe așa de grâu pe un tifon, într-un borcan, făcea întâi rădăcină și apoi... Nu? În seara asta vă provoc să plantați sămânța recunoștinței în inima voastră. Și... să mai vedeți care sunt lucrurile bune care vin de la Dumnezeu, deși uneori nu le vedem a fi bune. Cine consideră că poate să-i mulțumească lui Dumnezeu acum, în momentul acesta și de acum înainte, pentru toate lucrurile? Hai să vedem, mâna sus. Pentru toate lucrurile. Și pentru că cineva ți-a lovit mașina. Îi mulțumești? I-ai mulțumit, nu? Ai! Ei, dragii mei, e o întrebare delicată. De ce este greu să fiu recunoscător? Hai să întreb pe copii,
pe tineri acasă? De câte ori îi spuneți mamei, mamă, să rămână pentru o masă? Ai făcut o mâncare excelentă. Hai! Să rămână pentru masă de fiecare dată. De fiecare dată. Dar îi spuneți, faceți aprecieri, mama a fost o mâncare gustoasă? Nu la toate. Da. Nu la toate. Acum întreb eu pe bărbați care sunt căsătoriți, de câte ori îi spune soție și faceți o apreciere și îi spune, dragă, excelent, ai aranjat colțul ăsta de grădină extraordinar. Sau ai făcut o mâncare astăzi așa? Vă aduceți aminte ce a spus Isaac lui Esau? Du-te și adun din mânatul meu să mănânc, să te binecuvinteze sufletul meu. Ați binecuvântat vreodată pe soții sau pe mamele voastre pentru mâncarea care v-a făcut-o? Da. Sigur? Da. Întotdeauna. Asta e mare lucru. Știi ce mi-a spus cineva? Zice, cum să-i spun soției mele dacă vede că mănânc? Știe că îmi place mâncarea. Dar nu i-ai spus, măi, e gustoasă. Păi când o vedea că nu mănâncă atunci. Cineva, știți cum făcea? Când nu-i plăcea mâncarea, lua farfuria și uite așa, ștup, vedea cu farfurie, tot pe perete. Și asta e mâncare, să mănânci tu, că mie nu-mi place. Asta e recunoștință? E rău. Vorbeam cu un bărbat, care el zicea că e foarte bărbat. Și era o martie. Am zis, măi, e ziua soției tale. Uite, îți dau un buchet de flori. Du-te și du-l tu soție. Nu, frate, mă înjosesc. Cum să-i dai o flori? Vorbim de recunoștință? Dar lui Dumnezeu, când suntem recunoscători, ne înjosim? Bine. Haideți să cântăm un cântecel și în timp ce cântăm un cântecel, o să dau la cine dorește să aleagă câte o scrisorică de aici, un bilețel de aici din... Da? Ce cântare cântăm, Liviu? Cu Zachiu, melodia, bun. Le dai tu, Orlando, bilețele? Oricine dorește, cine știe să citească. Dacă nu, traducem noi la copiii mai mici care n-au... Da? Dacă vor să iau un bilețel. Hai, cântăm cu Zacheu, bine? Thank you.
Dragii mei, într-o ocazie eram în vizită la cineva, un frate mai în vârstă, fica lui venea de la doctor și a vrut să vorbesc cu ea ceva despre Dumnezeu. Și ea mi-a zis, lăsați-mă, domnule, în pace, vin de la dentist, mi-a luat o grămadă de bani dentistul ăsta. Da? Și n-a ajuns la tot. Oricum, avem suficiente, nu o să reușim să le vedem pe toate. Și ce credeți? Zic, da, doamnă, de la dentist veniți? Și cât v-a costat serviciul medical? Păi ce, am avut o extracție, am dat 300 de lei, îmi face un implant și mă costă în euro de data aceasta. Da? Și câte implanturi? Câți din trebuie să vă... Păi cel puțin 3 și n-am bani, de unde să iau acum? Copii, liniște un pic, după aceea vă dau voi să citiți. Și am zis, aveți idee câți dinți aveți? Voi știți câți dinți are un om? 32, felicitări, îți place anatomia. Ia spuneți-mi, cât costă un implant? Eu am vorbit cu cineva, nu vă dau prea multe detalii, eu, nu mai mult decât o cunoștință. Eu, nepoata mea, a studiat în Valencia, a lucrat în Anglia și mi-a spus așa, unchiule, îți trebuie un implant, că dacă facem altceva, încă două măsele le atacăm. Și mi-a spus, vă costă 2000 de lei. Asta înseamnă 400 de euro? Și am spus, doamne, ia mulțiți-mi asta 32 de dinți care aveți cu 400 de euro. Cât dă? Cât valorează? Da, dinții care avem noi nu ni-i face nimeni. Și de porțelan, dacă îi pui, nu sunt rezistenți ca aici. Dar ia gândiți-vă voi, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că dacă am avut o extracție și ne-a scos un dinte, vă cresc alții. Ne-a rămas ceilalți 31? Sau nu? Dar cât costă un transplant de inimă? Zilele acestea ne-am rugat pentru o mămică care este învățătoare și căreia i s-a făcut transplant de măduvă. Sora ei a venit de departe din Anglia ca să doneze măduvă, numai că nu este compatibilă. Dar s-a găsit un donator. Cât să-i plătești acelui donator? Cât să-i dai? Aveți idee cât costă un rinichi? Dar noi avem doi. Cât costă o inimă? Și cine îți dă inima? Că dacă ai dat inima, ți-ai dat viața. Dar Dumnezeu ți-a dat? Hai să vedem. Cine e primul care dorește să citească ce a primit în bilețel? Ia citește. Tu. Cum te cheamă? Mateo, zi. Fotografia preferată, nu? Care este? Nu. Tare să te auzim și noi. Și ce ai la profil? O poză cu părinții? Cu colegii. Deci tu apreciezi și mulțumesc Dumnezeu pentru colegi. Da? De la sport? Tu faci și sport? Wow! Mă bucur tare mult! Și tu faci... Bun! Hai, următorul! Ia, te rog! Ce-ți place la grupul tău? Spui de concret. Vine un grup, dar ce-ți place la grup? Că vă jucați, că stați de vorbă împreună, vă povestiți, da? Bă, contează mult. Hai să vedem și din partea asta la altă. Cine are bilețele aici? Nu aveți bilețele aici? Două bilețele. Două, ia să vedem. Cine are un bilețel aici? N-ai tu? Are. Poți să dai bilețelul la altcineva. Cui vrei tu? Ia citește-l, te rog frumos. Hai ca să compensăm. Cine a fost ultima persoană care l-a făcut să zâmbească? Evelina mai devreme. Bravo, felicitări. E ruda ta? Nu.
prietena, cunoștința ta. Bravo, coleg, felicitări. Hai, încă o întrebare de aici. Imediat o citesc eu, domnule. Uite băiețelul de acolo care n-a învățat la mate sau la ce n-a învățat în ceva. Dar să înveți de data asta, bine? Hai, citește. Cum? Care îți plac ție de la tine, nu? Da. Ce calități ai tu? Hai să vedem. Ascultați, voi care sunteți prietenului și cunoașteți, îmi spuneți dacă e așa sau nu. Zi o calitate. A, că ești atlet. Bravo. Altceva. Fotbal. În afară de asta. O altă calitate. Calități vorbim, nu ce-ți place. Ești ascultător de părinți? Da. Hmm? N-am nimerit-o aici. Hai, spune tu altă calitate. Îți place matematica, da? E bine, e bine. Bun. Uite, cum te cheamă pe tine? Ines, are o întrebare. Aveți grijă. Care este cel mai frumos loc, cel mai frumos fenomen natural pe care l-ai văzut în creația lui Dumnezeu? Cel mai frumos loc, cel mai frumos fenomen natural pe care l-ai văzut în creația lui Dumnezeu? Biserica. Biserica? Auziți? Ce interesant? Aveți grijă să vă aștepte Dumnezeu să fie cel mai frumos loc. Să fie un reper. Și să nu fie doar Ines, să fie și alții care să găsească reperul ăsta, da? Imediat tu? Păi tu mi-ai zis, ce vrei să ne mai spui acum? Să răspundă ce? Să răspund la întrebarea asta? Hai, ajută-o pe Ines. Spune care e cel mai frumos loc sau fenomen natural pe care l-ai văzut tu la creat de Dumnezeu. Am înțeles, dar aici se referea la ceva ce a creat Dumnezeu. Un curcubeu, o pădure, un ceva, un fenomen al naturii. Te mai gândești și ne răspunde, citește tu întrebarea ta. Care crezi că este cel mai uimitor lucru creat de Dumnezeu? Ai, care crezi că e cel mai uimitor? Serios? De ce crezi că e uimitor? Deoarece fiecare om are calitățile și talentul lui. Ei! Donșoara ne-a spus că un om are 32 de dinți. Dacă umblăm puțin la anatomie, veți vedea că ființa umană are atelierul mobil cu ea. Dacă te-ai rănit, știți că dacă sângele nu s-ar coagula, dacă n-ar închega la suprafața aici, ai pierde tot sângele și a muri. Așa că dacă din mers te îmbolnăvești, organismul uman are capacitatea creat, lăsat de Dumnezeu să se refacă. Dacă ai o carență de ceva, dacă ai o problemă la articulație, corpul lucrează, luptă cu acea carență sau cu așa, și se reface. Bun, doar două întrebări și ne oprim. Oh, păi stați că 2, 4, 4 mii ridicate, 5, ce facem? Cât? Doar 10? Hai să lăsăm pe cavalerul și după aceea vă dau voi și vouă. Cred că și-a pregătit bine răspunsul la întrebare. Ce îți face inima să-ți trăsate de bucurie? Wow! Sunt tare curios. Prietenul tău. Bravo! Uite, dacă tot am ajuns aici, dăm exemplu din Biblie de o prietenie adevărată. Hai! Ei, fain! Dar două personaje, ceva cu Iona Tan și, uite, te ajută prietenul tău și David. Bine, hai încă două întrebări, domnișoarele întâi, ia spune. Dacă ai avea 10 euro, ați auzit? Dacă ai 10 euro să-i cumperi un cadou cuiva, ce ai cumpărat și cui l-ai oferit? Sărac? Păi îl știi pe omul ăla sărac?
A, da? Am înțeles. Ei, să-ți aștepte Dumnezeu. Bun. Mă rog la Dumnezeu să-ți dea, nu 10 euro, 100 de euro. Să văd ce faci cu ei. Bine? Ai ridicat și tu mâna? Te rog. Hai. Și poți să ne spui textul tău preferat din Biblie. Păi, dar poți să ne spui și din ce carte, referința biblică? Parcă vreau sigur așa să-mi spui. Că așa cum mi-ai spus că sunt 32 de dinți, așa să-mi spui acolo, bine? Da. Ce mai zi, mai repet o dată? Nu vă mâgniți? Ați auzit? Ce interesant! E la subiect! Bucuria Domnului, tăria voastră! Super! Hai, cum te cheamă? Rahela, numai nume mari. Hai să vedem. Uite, mai avem o domnișoară și un cavaler aici. Hai să o lăsăm pe domnișoara. Cine este ultima persoană pe care ai ajutat-o? Ultima persoană pe care ai ajutat-o. Ia să spun, pe cine ai ajutat? Fratele tău, cum l-ai ajutat? L-am ajutat la desen. Pentru la desen? Ce ziceți copiii ăsta, e ajutor? Da. Adică i-a făcut tema? A spictat amândoi, nu? A, gata, atunci e ajutor. Gata. Să știți că eu eram ca tine așa și mă cheamă învățătoarea de la altă clasă și știți ce mi-a făcut? M-a certat că am făcut temele unui alt copil mai mic ca mine și eu am făcut temele ca să plecăm repede la joacă. Și a zis să nu mai faci treaba asta. Bine, hai, cine mai ridică mâna și gata. Te rog. Fanul tău e tata? Bravo, mă! Și poți să-mi spui și mie cum arată tata? E aici? Ia să-l văd eu. Ai o poză cu tata? Nu prea fac poze cu el. Nu prea? De ce nu faci poze? Are nasul mare. Auziți? E fanul lui, dar nu face poze cu el, că are nasul mare. Păi ce tu crezi că iese nasul în poze, mă? Bine. Mai spune-ne ceva de tatăl tău, dar ceva pozitiv. Asta că are nasul mare, Dumnezeu l-a creat așa. N-ai să te superi. Îți dă bani mereu? Și ce faci cu banii? Nu-s prea bune dulciurile. Și când te duci la el, ce-i spui? Babacule, mai știu ceva bani? Și cât îți dă în loc de 10? Auziți? De fiecare dată când îi cere bani tăticului lui, de 10 lei. Dar dacă tăticul tău a ști că tu iei de bani ăștia droguri, ți-ar mai da bani? Nu. Sau țigări? Să nu vă treacă prin cap vreodată, bine? Gata, doar două întrebări și ne oprim. Hai să vedem cine mai are de... Cine mai are? Mâna sus. Dacă nu, ne oprim aici. Uite, domnișoara. Haide. Hai, te rog, că ai ceva interesant. Da, o citesc eu. Cum te cheamă? Adriana, ce nume mare ai, da? Ce-ți place, Adriana, cel mai mult la Dumnezeu? Uite ce întrebare valoroasă ai tu. Hai, spune. Și păstrează-ți întrebarea. Ce-ți place cel mai mult la Dumnezeu? Hai. Imediat, ai răbdare. Până se gândește ea, o rugăm pe domnișoara să ne citească ea. Ce ți-ai dorit ani de zile și acum ai? O bicicletă. Și ai acum bicicletă? Și cui ești recunoscătoare? Cui îi mulțumești pentru bicicletă? Tatălui tău, da? Bine. Bun, mă bucur. Cum te cheamă pe tine? Hector, voi am numele de asta. Hai să zici, dați voi să-i citești și lui Hector? Da! Fii atent că abia aștept răspunsul ta. Ai grijă. Da? Da?
vorbește despre o întâlnire cu un necunoscut care te-a îmbogățit. Acum să te văd. Hai, cine îl ajută pe Hector? Uite, poate l-a ajuns tu, cu Everestul, că ai știut. Răspunsul în locul lui. Vorbește despre o întâlnire cu un necunoscut care te-a îmbogățit. Dar spune și mie numele tău ca să-l știu, să nu mai zic tu. Luca. E nume mare, de doctor și de evanghelist. Te ajută Luca. Să-i mulțumești bine? Hai, Luca. Te gândești? O întâlnire cu un necunoscut care te-a îmbogățit. Cine l-ajută pe Luca? Am un prieten care e din India și m-a învățat câteva de din bătăria indiană și m-am îmbogățit cu cunoștințe. Stop! Întrebarea era cu un necunoscut. Orlando, vezi că te... Zi! Nu l-ai cunoscut. Atunci, dacă l-ai cunoscut, spune-ne mai departe. Mai repet o dată. A, bucătăria indiană? Și ne gătești și nouă într-o seară ceva dintr-un meniu? Adică ce, n-ai ingrediente sau? Încearcă. Bun, ne oprim aici. Mâna sus, cine ar putea astăzi să ne spună un lucru pentru care este recunoscător lui Dumnezeu? Pentru azi. Doar o persoană, atâta. Unei persoane îi dau voie. Mi-ai spus deja. Hai, din ce mai din spate de acolo, hai. Să vedem. Înumăr eu până la 10 și ne oprim și cine, la cine ajunge 10 să-mi spună? Uite, rog pe băiatul de lângă calorifer. Wow! Extraordinar! Slavă Domnului! Bine, ne oprim. Pentru ce să-i mulțumim noi lui Dumnezeu în seara asta? Uite, în momentul acesta facem liniște și fiecare dintre voi îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru un singur lucru. Asta înseamnă că ne rugăm. Bine? Și știți cum ne rugăm? Nu așteptăm pe rând. Când ți-a venit ideea sau gândul, îl spui. Îți mulțumesc, Doamne, pentru. Știți, asta se cheamă rugăciune tip popcorn. Ați văzut cum sar floricelele? Așa ne vom ruga în seara asta. Doamne, îți mulțumesc pentru. Da? Nu numărăm 10, 20 sau cât. Când nu vor mai sări floricele, ne oprim. Da? Hai, ne rugăm și după aceea cântăm ceva. Dar vă rog să fim serioși, stăm de vorbă cu Regele Universului, cu Creatorul, da? Hai, o singură propoziție. Doamne, îți mulțumesc pentru sau sunt recunoscător pentru. Haideți! Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia care mi-ai dăruit-o. Amin. Doamne, sunt recunoscător pentru întâlnirea din seara aceasta cu Tine și cu prietenii aceștia minunați. Amin. 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 Și din Tatăl nostru care ești în ceruri, să-ți mulțumim ție, Doamne, pentru fratele pastor Dima, Doamne, să ajungă el cu bine casă. Amin, Doamne. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru prietenul care a fost operat acum 2 zile și împreună cu noi aici. Amin. Slăvit să fie numele Tău. Amin. 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 Doamne, îți mulțumim pentru pastorul Viorel Dima. Suntem recunoscători pentru că l-ai trimis la Niculești. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată, că în seara asta ne-ai învățat să fim recunoscători. Amin. Și îți mai mulțumim și că ne vei ajuta de acum încolo să fim mereu recunoscători.
Amin. 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 Gata, ne oprim. Stați în picioare, cântăm ceva, da? Ce cântăm, Liviu? Tatăl nostru. Tatăl nostru? Da. Hai, cântăm. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru zâmbetul vostru. Dar la rugăciune nu mai râde. Da? Tatăl nostru care ești în cerul, apare și pe monitorul ăsta de aici. Îl invit pe Filip să ne conducă în ultima rugăciune. De... Era un băiat Filip aici. Ah, te rog. Tată bun, care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, că am petrecut un timp atât de frumos împreună cu Tine, Doamne. Îți mulțumim că suntem aici cu toții, Doamne. Îți mulțumesc că prietenii mei au reușit să vină la Tine săptămâna asta și toți copiii aceștia. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot. Săptămâna va lua sfârșit, dar sperăm că acești copii să... Te viziteze în continuare, Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru tot. Amin. Amin. Vă mulțumesc că ați fost în seara aceasta aici. Vă doresc o seară frumoasă, liniștită. Să vă faceți o listă cu motivele pentru care sunteți recunoscători lui Dumnezeu. Și nu uitați să fiți recunoscători și părinților, și prietenilor, și profesorilor voștri de la școală, și fraților, și surorilor de aici de la biserică, fratelui pastor, celor care fac curățenie aici în sală, membrilor de comitet și celor care v-au invitat. Vă doresc o seară frumoasă, liniștită și vreau să plecați cu un zâmbet pe față și recunoscător lui Dumnezeu că ați fost în seara aceasta aici. Goodbye! Nu mai puțin, să nu plecați!